este pe lume plăcere mai mare. Taram, tam, taram, tam, taram, tanaram. Ce poți cu tine de ești așa euforic? Ai câștigat și la loteria română? El n-a câștigat nici măcar la loteria din Spania, sclerozatule. Ai uitat că biletul câștigător nu era al lui? Era al meu, da? Face pe euforicul ca să nu-l punem să bea cafea, ca să facă economie. Ce glume de milițian ai în tine. Băi, sunt euforic pentru că astăzi împlinesc o lună de când sunt cu Zânuța. Cadou? Păi vorbești de funie în casa spânzuratului? Bună idee! Bravo, Gogoașă! Dar ce cadou să iau? Ceva de la teleshopping, evident! Ca să-ți dea trei produse la preț de unul. Și cu ocazia asta îți mai rămâne un cadou și când îl primi 6 luni și următorul cadou îl dai când faceți anul. Cadou de la teleshopping să iei tu, Lu. Ce? De fapt, stai că nici nu mai ai cui să iei. Na! Bă, dar rău ai fost. O scârbă, da dreptul. Și mai e și fraier pe deasupra. Că ăsta n-a glumit, a vorbit serios. De la teleshopping chiar poți să iei produse de calitate dacă nu știi. Uite, am văzut eu cu ochii mei un set de vase de gătit țâță de mâță. Ce vorbești, mă, să zică că o vreau la cratiță? Na. Nu, ok, atunci iei... iei un mop, că am văzut eu unul care face economie la apă. Ăsta e inventat special pentru tine, pupăză. Da, și să știi că îți dă cadou la mopul ăsta care face economie un set de lux de îngrijire a călcăilor. Și dacă vrei, poți să-i dai doar setul de lux. Și mopul îl păstrezi, să nu creadă că o trimis la jmotru. Faceți voi mișto, faceți voi mișto, ochiilor, că într-o zi o să fac mișto și eu de voi și o să înlocuiesc broasca, mă, și nu o să mai puteți să intrați în casă. Uh-huh. Pupăză, eu n-am zis nimic, să nu uit, da? Lingăule! Nu zici mă că ai putea fi circar? La meserie mă refer, că la caracter ești. Auzi, dar s-o termina programul sau de ce o jongleză aiurea? Zici mie dacă s-o terminat, mă, să-mi fac o manicură, ceva. Nu ți-ar strica. Ce ai zis? Să nu ți-o strici pe asta, că e foarte mișto, e super. Mă, să știi că a fost asta până să mi-o strice praful de pe dosarele de la arhivă. Așa că ia du-te, mătăluță, și șterge-li filă cu filă. Și dacă mai găsesc vreun firicel de praf pe dosare, o să-mi fac manicura din banii tăi. Dar ce sunt eu, măi, Mirabelo, Salahor, referendum, poliție, băi? Eu sunt Dita mai agentul principal, cum să fac așa ceva? Și vrei să lăsăm dosarele strict secrete și de maximă importanță pe mâna vreunui Dorel? Așa inconștient ești tu, agent principal. Zâm, vrei să o anunți pe șefa că refuz ordinul? Săi, săi. Nu refuz niciun ordin. Hai, spor la praf, adică la treabă. Și mersâf. Măti. Ce, populesule, tot îți mai face curte ucigotoaca? Nu mă auzi ce vrea, că să mergem amândoi și să ștergem praful de la arhivă, de pe dosare, dar filă cu filă, să nu se mai murdărească ea. Păi... Băi, sigur că parcă numai ție spartă sâmbetele. De fapt, vrea să ne arate ea nouă că ea e superioară și că... Mamă, ce țărancă parvenită! Așa, moldovianco? Vrei război? Păi atunci o să ai parte de război! Prețuleu ăștia, frate! Iau-te, bă, mup! Așa! Perfect! Mai eu? Nu mai eu! Ce? Agenția de turism Tur vinde vacanțe de vis ieftine. Tare! Ce face?
Studiosul ce meu? Să opa, căutăm oferte turistice? Da, adică nu, mă uitam pe asta pentru că ăștia sunt niște parteneri de afaceri de-ai noștri. Adică noi le facem reclamă prin firma de producție TV. Suntem practic asociați. Vacanțe de vis prin agenția de turism Tur-Tur. Măi, cam aiurea, că cine nu știe engleză sau franceză o să citească pe litere Tur-Tur. Și iese tortur. O să înțeleagă că e tortură și nu relaxare. Eu zic să le sugerez să schimbe numele, că doar sunteți asociați, nu? A, da, le zic. Ce bine că ai observat, auzi. Pe loc, repaus, băieți. Ce faceți, mă, vă jucați de-a doctorii? Nu, șef, dar menajere. Așa a ordonat agent Mirabela, mâna dreapta lui Matale, bre. Așa rușine n-am pățit în viața mea. Păi e posibil să vină din fundul Moldovei să ne pune pe noi agenți principali cu experiență, cu pregătire, să curățăm arhiva de praf? Și nu oricum, filă cu filă? Și mai ziceți că noi o persecutăm pe Moldova. Tăți, bre, și Matale! Uite, la albul ochilor, că-i plin de maro! Ce le facem dacă acum vine un petent? Trebuie să luăm urma un infractor. Cine dracu mai vede cu ochii ăștia plin de praf? Vă urmă vreo ceva. Nu ne scapă printre degete? Face special ca să ne scoată de mână. Da. Ca să ia toate cazurile. Și eu mai sunt și alergic la praf. Și eu te... Am înțeles. Deci Mirabela vă persecută. Exact. Păi atunci avem într-adevăr o problemă care trebuie rezolvată imediat. Da. Așa, șefa, luați măsuri. Mă, că șefa-i tare. Hai, sunați aici și faceți-vă o programare la psiholog. La psiholog? Exact, că alergia pe care o aveți este mai mult ca sigur un caz de intoleranță masculină la șefia unei femei. Ăsta e primul simptom. Nu avem și fac nicio alergie, zău, am glumit. Păi ce, vedeți pe noi vreo bubă, ceva? Nu. Și-a făcut și noi știri de glumă. Suntem sănătoși tu. Și negarea este al doilea simptom. Hai, mergeți și sunați-o și spuneți-i că veniți din partea mea. Să vină să vă examineze rapid. Puteți folosi biroul meu pentru consultație. Hai, fuguța! Trăiți, trăiți. Mirabelo, nu crezi că ai exagerat când i-ai pus pe Poponeț și Chiorete să șteargă arhiva filă cu filă? Dar nu e adevărat, șofa! Și l-am pus doar pe Poponeț și nu filă cu filă. Așa, în mare, ca să se vadă că s-o mai umbla pe la dosare. Să nu vină, Doamne, iartă-mă, vreun control să zică că nu ne interesează cazurile mai vechi. Bravo, agent! Nu contenești să mă uimești. Servesc secția să trăiți. Auziți, șefa, a venit un caz nou. O agenție de turism a vândut mai multe vacanțe exotice inexistente. Sunt 24 de plângeri până acum. Cum se cheamă agenția? Are un nume parcă-i predestinat. Tour Tour. Doamne, cât de masochist să fii să-ți cumpere o vacanță de la unii care se cheamă așa. Își merită tortura, fraierii. Ocupat, nu? Ai naibii, urlați că-i sărăcie, criză, dar blocați liniile la vacanțele exotice. Ce facem, mă? Mă propun că tu vrei să pleci în vacanță exotică și pe noi ne ții pe leafă de 2 lei? Care 2 lei? Care 2 lei? Că aveți cu sutele! Vacanța mea e de 2 lei, că e la promoție și de-aia nici nu prin linia. Că sună toți pârliții, toți fămiștii! În loc să-și țină banii pentru întreținere și ratele la casă, lor le arde de destinații exotice! Dar lasă, lasă! Că atunci când o să intre în foame și o să le scoartă banca casele la licitație, cine o să le ia pe doile? Cine? 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 Tu? Exact! Ca să le stea exoticele în gât. Să răntoci în aibic mai loc de ei. O să mă bubuță, dar de ce nu ții una de-aia scumpă? Că pe alea sigur nu e bătaie? E, nu! Te pui cu parveniții? Cu cioditorii? Păi aia aruncă cu bani în stânga și în dreapta doar așa să epateze, că doar n-au trudit pentru ei. Eu n-am bani de aruncat pe fereastră, că dacă aveam... Vă măream vouă o lef
pufurile. No, no, că mă duc peste ei, spun. Ce are asta, mă? Nu se uite așa disperat. Să-și ia vacanță exotică! Pe banii noștri, din leafă! Din 2 lei? Dar unde se duce la muzeu? Ah, iubito! Dar ce faci aici? Nu ziceai că ai treabă? Ba da, dar mi s-a făcut dor de tine, nu te bucur? Ba da, cum să nu mă bucur? Sigur că mă bucur. Mi se pare mie sau ești ușor agitat? Ceva probleme? Ah, nu, nici vorbă, cum să fie. Eu sunt bucuros că te văd și de-aia mi s-a și ridicat adrenalina. Aha. Și cum merg afacerile? Tot ok? Da, tot ok, că doar știi că eu sunt mână de fier. Și alea cu turismul? Care turism? Cu agenția, e tot în regulă. Uite, chiar acum mă duceam la ei să le spun să schimbe numele, că într-adevăr, Tur-Tur sună ca maiurea. Apropo, n-ai tu vreo idee de nume? Țep-Tur? Țep-Tur? Ah, da, Țep-Tur, corect, că se face legătura cu Țepeș, cu Dracula, cu... iubita mea, deșteaptă, super! O să le zic. Dacă dai de ei. A încercat și ea să sune și n-a prins linia liberă. S-a prins! Auzi, nu mă ieși pe mine la ei la sediu să studiez și eu ofertele, că sunt amatoare de excursii. Da, cum să nu te iau? Bineînțeles că te iau, că dar n-am cum să nu te iau, că dar că nu te iau, eu nu te ia nimeni. Adică, normal că eu te iau. Dar să știi că eu nu merg acum pentru că dacă ai venit tu, nu poți să rezist la o asemenea ofertă. Hai sus. Pupăzel mi se pare mie? Sau încerci să schimbi subiectul? Mai bine mi-ai spune ce legătură ai cu agenția asta până nu e prea târziu. Că dacă nu, o să-mi fund arestul cu tine cât mi-ai fi tu de drag. Și o să stai 30 de zile ca luna de miere la ofertă. Bine, dragă, bine, uite, dacă vrei, dacă ții morții și spun. Vreau să te duc într-o mini-vacanță. Păi parcă ziceai că sunteți asociați. Ai schimbat minciuna. În cazul ăsta, ți-ai activat oferta, dragul meu. Vrei să o facem în arest? Ce kinky. Dă, Doamne, să fie bună! Măcar cum era Teo! Da, păi, dar la cât sunt de surexcitat din cauza lui vrăjitoarea asta moldoveancă, tare bine mi-ar prinde mie să mă întindă un pic psiholog așa pe fotoliu, uite așa, uite așa, Bă, ce numai la mășcărișa de capul la gol? Bă, tu ești prost, mă faci prost! Gol? Adică fără de păr, mă chempes! Și ce dacă n-am păr, Ce unde știi tu ce-i place lui psiholog? Poate îi plac chelioșii, ca mine? Îmi plac poponețele. Dar nu genul tău. Că dacă îmi plăcea genul tău, mă cuplam cu tine din sezoanele trecute, nu? Teo! Ce faceți, mă, băieți? Teo, mână! Teo, tu aici? Ce frumoasă ești! E adevărat ce am auzit? Ce? Stați tot împreună? Da. Cu Mărlanu, cu Emma, cu Panda? Nu-ți? Noi șadem împreună în vila lui Pupăză. Cașca, fiindcă a câștigat la loto împreună cu Gogoașa o vilă. Da, am și auzit. Are și bar. Acolo stă Vandam cu Emma. Dar, auzi, dar de ce nu ne faci tu nouă vizită? Cred că Pupăză s-ar bucura foarte tare să te facă. Cred. Da, mă, și poate să ne consulte acolo, mă, nu aici la secție, să ne afle toți colegii, să creadă lumea și să se ducă bucul că noi suntem sandili. Aveți răbdare, să vedem cât de gravă e problema. Poate e vorba doar de o simplă angoasă și o rezolvăm într-o ședință. Da! Am înțeles că discutăm despre o colegă de-a voastră care va deveni șefă, nu? Nu e șefă! Nu e o tentativă de șefă, este o nenorocită și o moldoveancă de șefă este! Da, este o închipuită, o terfiloacă și o scârbare! Da, o să avem cam mult de lucru. Vezi? Da, ea trebuie să mergi la vilă. Că acolo o să stăm și noi mai relaxați. Să rămână șefa. De ce m-a schimbat? Am făcut ceva penal? Asta urmează să stabilim. Ia zi, Tur-Tur îți zice ceva? Da, e o agenție de turism. Dar e una țepară. Adică știați că sunt țepari și v-ați asociat cu ei deliberat? Adică ne-am asociat cu ei? Eu apar n-am. Adică Pupăză s-a asociat cu ea și eu nu știu nimic. Gogoașă, nu încerca să arunci vina numai pe el, că ai spus adineauri că-i știi. Păi știu, că am citit într-o revistă despre ei și în felul ăsta le-am aflat ofertele. Dar am aflat că sunt și țepari. Dar de unde știți că s-a asociat cu ei? A recunoscut că l-am prins cu oferta în mână. Mă rog, când l-am luat mai tare s-a panicat și mi-a băgat o minciună, cum că vrea să ia o vacanță de la ei.
Păi chiar voia să iau o vacanță, că toată dimineața stau pe telefon ca să facă rezervările. Asta nu trebuia să vă spun, nu? Ce prost sunt! Asta trebuia să rămână secret! Prost! Da, adică... Stați puțin! Vreți să spuneți că a făcut rezervare chiar la agenția asta, la tortură? Păi să înțepar! Trebuie să mă duc și-i spun să nu trimită banii! Lasă că-i spun eu! Măi, Zenuța, eu înțeleg să fim kinky, dar nu puteai să mă închizi mai aproape de momentul când rămâneam noi singurei? Nu de alta, dar am deja o oră de când stau aici singur și... Nu e prea excitantă ambianța. Pupă să încetează că nu te-am băgat aici pentru ce crezi tu. Chiar erai arestat. Mă, Zenuța, tu glumești, nu? Nu. De ce ai mințit că te-ai asociat cu agenția aia de turism? Păi, pentru că vreau să-ți fac o surpriză și să iau o vacanță cadou. Că aniversăm o lună de când suntem împreună. Dar mă rog, ți-am zis după. Știu, dar credeam că vrei să-i acoperi pe țeparii ăia. Da, au înșelat peste 20 de persoane. Le-au luat bani și nici măcar în autocare nu i-au urcat. Uite, citește. Agenția de turism Tortur vinde vacanțe de vis ieftine. Și mai jos? Doar în vis pentru că sunt vacanțe inexistente? Păi da, mi-a lipsit bucata asta de pagină. Acum înțelegi de ce te-am închis? Mă ierți? Da, să știi. Să știi că o să trească să mă împași puțin pentru că m-ai rănit crezându-mă țepa. Și tu pe mine că m-ai mințit. Sper să fie ultima dată. Da, da, a fost o minciună nevinovată așa, ca să ascund surpriza. Știu, pupăză, dar după o minciună nevinovată vine una vinovată, că se deschide cutia Pandorei. Numai bine îmi spuneai tu adevărul, că luăm excursia împreună, jumate-jumate. Că dacă pun și eu bani, chiar luăm ceva de 7 stele. Mă ocup eu. De 7 stele? Auzi, iubito. Ia dă-le naibii de excursii, că cine știe peste cine mai dăm. Vezi cum e cu țeparii ăștia? Numai bine, aniversăm noi la cabana Plăpumioara cu șampanie franțuzească, originală. Ok, dar nu era niciun risc că ne-o rezervată Ticu și ieftin, că are un agent de turist care e dator. Păi hai atunci, că dacă se ocupă de Ticu, numai sigur nu e țeapă. E, lasă acum, că mi-ai făcut poftă de cabana Plăpumioara. Sau, mă rog, Zen Resort and Spa, că o să mă ocup eu de toate pregătirile. Gata? Da. Hai, mă, băieți, hai. Poftim. Gata. Și eu. Bravo. Ia să vedem ce avem noi aici. Chiorete. Palpitații pe la amiază, cam ca alea când o vedeam pe bănănuța mea pe cătișor lângă vreun client mai chipeș. Popăneț! Aciditate gastrică, cam ca atunci când o văd pe șefa cu pupăză. Da, cu un pansament gastric trece. Teo, după părerea mea personală, chestionarele astea are mai multă legătură cu medicina internă decât cu... Psihopupu. Da, Chiorete, pentru că psihicul influențează somatic. Adică atunci când somăm? Adică mai pe înțelesul vostru, ceea ce se întâmplă cu organismul vostru îmi poate spune ce se întâmplă la voi la mansardă. Păi ce dragi de-a mea se întâmplă la noi la mansardă când noi șadem jos la parter? Bă, problema noastră e Mirabela. Dar eu nu prea cred, nu prea cred. Băi, Teo, tu le faci tra-la-la? Tra-la-la, cam da. Dar nebun frumoși, că sunteți nebuni după femei, adică îndrăgostiți lulea. Mătăluță de cătișor și mătăluță de zenișor. Și vă frustrează că nu puteți să fiți cu ele și nu puteți să tolerați lângă voi nicio prezență feminină și mai ales una care pare autoritară. Nu pare, chiar e, Mirabela e autoritară. Și aia e problema noastră. Da. Și atunci ce n-apare nicăieri în aceste chestionare, îmi spuneți și mie? Dacă era doar Mirabela problema, apărea peste tot și era simplu. Dar așa dragostea neîmpărtășită e o mare problemă și o să ne ia foarte mult timp. Și asta este. Și cum este? Salut, băieți! Bună, Teo! Bună, pupăză! Teo! Ce cauți? Ce mă bucur că te revăd acum! Cine? M-au invitat băieții. Te-au invitat? Vai, ce frumos din partea lor! Păi, și te-au servit cu ceva? Așa gazde sunteți, mă? Haideți imediat să pregătim ceva pentru Teo! Imediat! Să pregătim, că doar a venit încoace la mine. Ba, papa, sunteți idioți? Mi-ați adus fosta iubită în casă ca să-mi faceți probleme cu Zen? Ce ai, mă, ce ai? I-am adus-o că ne conciliază psihologic într-o problemă.
Bună, draga mea! Salut, băieți! Sărmâna șefa! Ați văzut că v-am ascultat sfatul și am început tratamentul cu doamna psiholog? Și să vedeți fază! Noi ne cunoaștem cu mei de mai mult timp, de când era iubita lui Pupăză. De-aia acum aici. Minte, iubito! Ea a venit ca să-i trateze pe ei. Eu nici n-am știut că e iubita mea. Adică a venit ca să... Pupăză, calmează-te! Eu am știut că Teo e prietena mea. Hai, te pup, ce mă. Cum se face că tot timpul sunt prieteni între ele, așa? Și chiar mi-a pus o vorbă bună când am întrebat-o ce fel de om ești. Ai întrebat-o? Dar nu eram inconștientă să mă arunc cu capul înainte într-o relație cu un tip cu renume de crai și despre care se mai spune că e și chitros pe deasupra. Și în plus, i-am zis că nu mă mai interesez Pupăză decât maxim profesional. Păi normal, una caldă, alta rece. M-ai lăudat și acum o fă-mă nebun. Nu din punct de vedere psihologic mă interesez de șteptule. Pot să te consiliez politic dacă mai ești interesat să candidezi. Că mai nou, sunt vicepreședinta Partidului Extremist Creștin și Democrat de stânga-dreapta din România. Și ne atinge bine un candidat cunoscut așa ca tine. Și să știi că ai avea mai multe șanse să câștigi. Crezi? Mersi, dar nu mă mai interesează politica pentru că ocupă prea mult timp. Și eu vreau să-mi petrec tot timpul alături de iubita mea. Ok, dar dacă te răzgândești, ai aici contactele mele. Da? Ai văzut, da? Mm-hmm. Și acum gata, mutați-vă feromonii în dormitor. Mi stresesc ăștia doi mai tare decât sunt. Să știi că șarpele de Popone s-a adus-o. A făcut special ca să bage zâzanii între noi. Mi-a zis mie, Chiorete. Serios? Păi atunci hai să-i dăm motiv să continue cu Teo. Că poate se cuplează cu ea și scăpăm. Mirambeluțo, sunt în arhivă și praful de două degete. Ești sigură că l-ai pus pe Popone să curețe? Păi înseamnă că nu prea te ia în serios, măi, fată. E, nu chiar cu limba, că nu vreau să mă umplu de streptococi când l-ai luat la mână. Hai, succes! Pa! Ce-i asta? Cadou de la mine pentru că împlinim o lună de relație și pentru că mi-ai salvat banii de la țepari. Mersi frumos, chiar îmi doream așa ceva. Nu? Auzi, dar nu venea cu un mob magic? Ba da, dar nu ți l-am dat ca să nu zici că te pun la șmotru. Este pe lume plăcere mai mare. Taram, tam, taram, tam, taram, ta-ta-dam, pa-pam. Ce ești, băi, așa e un fărin, băi, cu păză, ce? Ai câștigit? E ceva, nu știu cum să o iau. Da. Dă de jos în Susana. Ai câștigit? Gol, adică fără de păr, mă chempes. Păi chempes are lațe, mă. Mă chempes.